Societatea Transport Urban Călători Râmnicu Sărat nu și-ar mai putea continua activitatea dacă nu ar mai fi subvenționată. Concluzia aparține Consiliului Local Municipal, care a analizat activitatea operatorului de transport în comun în cadrul unei ședințe la care au participat atât directorul TUC, Sandu Ciobotă, cât și doi membri ai Consiliului de Administrație al societății. Cei trei reprezentanți ai firmei de transport în comun le-au adus la cunoștință consilierilor locali situația operatorului, dar și dificultățile cu care se confruntă. Consilierii au fost cu toții de părere că trebuie susținut operatorul să-i se acorde această subvenție pentru că este acordată conform legii. Am discutat și despre problemele, să spunem, mai interesante pentru public respectiv, acel raport al Curții de Conturi care evidenția niște cheltuieli legale. Ați avut exprimat un punct de vedere al unui membru în Consiliul de Administrație. Iarăși cred că lucrurile au fost de natură să lămurească această problemă. Membrii Consiliului de Administrație al societății TUC au solicitat o compensare a cheltuielilor de exploatare. Nu este vorba de plata salariilor, este o compensare, dacă vreți, a cheltuielilor de exploatare. Ele se impun datorită faptului că nu toate cursele sunt economicoase, există un program de care trebuie să ții cont, să efectuezi acele curse și la sfârșitul fiecărei luni există, să spunem, aceste pierderi în exploatare. Este un lucru legal, toată lumea îl acordă și cred că este firesc ca și Râmnicu Sărat să se alinieze, dacă vreți, acestei tendințe pe ceea ce înseamnă lege. Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat, consilierul PNL Mihai Stolojanu, consideră că solicitările operatorului de transport sunt justificate. Acest contract prevedea că în cazul în care, în urma activităților de transport public de persoane, societatea înregistrează pierderi, să aceste pierderi să fie compensate printr-o subvenție de la ATRAS primită de la unitățile administrativ-teritoriale componente ale asociației. Deci această prevedere regulamentară stă la baza solicitării TUC, operatorului TUC. Stolojanu nu crede că Societatea de Transport Urban de Călători se va desființa, deoarece este vitală pentru călătorii din municipiu și comunele limitrofe. Nu cred, sincer nu cred, nu cred. Nu, acest lucru nu este posibil. Bineînțeles că teoretic se poate, dar totuși este un serviciu de care este nevoie. Atât în interiorul limitelor unității administrativ-teritoriale, dar și în afară. Aceste trasee periurbane, cele apropiate municipiului Râmnicu Sărat, sunt, spun eu, vitale. Societatea TUC Râmnicu Sărat are ca unic acționar municipiul Râmnicu Sărat și are ca obiect de activitate transportul public de călători.